ceea ce privește limbile neospaniole, acestea se comportă unele față de altele ca niște rude, ca niște verișoare primare, dacă vrei, din moment ce au aceeași mamă, spaniola cu ala sfârșit. Tocmai de aceea e foarte greu să le deosebești între ele și tocmai de aceea e foarte important să înveți să pronunți corect. Pronunția în sine, domnișoară, face pe un limbaj. O pronunție defectuoasă poate să îți joace cine știe ce peste viață. Apropo de asta, lasă-mi să fac o paranteză și să-ți împărtășesc o mică amintire personală. Eram tânăr, domnișoară. Eram un mic copil. Îmi satisfăceam stagiul militar. Și aveam un coleg în armată, în regimentul, un mico, mai tâmpit de pe mine, care avea un defect foarte grav de pronunție. Pronunța mă din cu F în loc